Una dintre previziunile pentru turul 2 vine de la astrologul Julia, cunoscută pentru analiza detaliată a evenimentelor globale și activitatea sa populară pe TikTok, unde are o mulțime de urmăritori. Julia a analizat tranzitele astrale din ziua alegerilor, concentrându-se pe candidații principali, Călin Georgescu și Elena Lasconi. Care o să fie rezultatul final? Potrivit analizei făcute de către astrologul Julia, Călin Georgescu, candidat independent cu viziuni anti-UE și anti-NATO, va avea parte de o zi dificilă, în data de 8 decembrie. Aceasta a explicat că tranzitul negativ al lui Saturn în conjuncție cu Marte, două planete asociate cu limitările și conflictele, sugerează un impact negativ asupra lui Călin Georgescu în ziua decisivă. Saturn și Marte creează un climat tensionat care poate genera obstacole neașteptate sau evenimente care îi pot afecta șansele. Pe de cealaltă parte, Elena Lasconi, candidata USR, ar beneficia de o configurație astrală remarcabil de favorabilă. Astrologul a subliniat importanța tranzitului lui Pluto în conjuncție cu nodul nord în Vărsător, aflat în gradul 0, un simbol al noutății și al transformării politice. Acest aspect indică faptul că Lasconi ar putea aduce o schimbare majoră în politica românească. Este un tranzit care vorbește despre o nouă eră, iar Lasconi pare să fie figura centrală a acestei schimbări. A mai explicat Julia. Mai mult, astrologul a evidențiat un alt tranzit important, Jupiter în conjuncție cu Venus și Marte din harta natală a Elenei Lasconi. Specialista a remarcat că acest tranzit este similar cu cel pe care Donald Trump l-a avut în 2016, atunci când a câștigat alegerile prezidențiale în SUA. Acest aspect este un indicator puternic de succes și realizări majore, iar pentru Lasconi poate reprezenta momentul ei de glorie. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Polițiștii au făcut verificări la locația indicată, însă au transmis că nu au constat nereguli. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.